Bun găsit din nou, iată-mă lângă dragile mele cărți de la editura Herald. Sigur că este doar o parte dintre ele, nu sunt toate cărțile pe care le am, nici de la Herald, nici de la alte edituri. Haideți să vedem ce am ales astăzi pentru voi. Ei bine, m-am oprit asupra titlului Primește iubirea pe care o dorești, autor Harvey Hendrix. Sigur că este poate cartea care se apropie cel mai mult de ceea ce eu promovez, respectiv metoda ESPERE. Hendrix este la rândul lui creatorul terapiei Imago de cuplu și sigur că am fost curioasă să văd în ce măsură această abordare pe care el o oferă se apropie cu ceea ce și eu promovez și am fost bucuroasă să văd că multe dintre principii, chiar dacă au alte denumiri și chiar dacă folosește o altă terminologie, totuși multe dintre lucrurile pe care ele descrie aici sunt foarte asemănătoare cu metoda pe care eu o folosesc. Spre exemplu, hai să vedem ce este până la urmă acest imago despre care autorul vorbește. Așa că o să vă citesc un paragraf care descrie un pic acest concept. Pentru a vă ghida drumul în căutarea perechii ideale a unui om care să semene cu persoanele care au avut grijă de voi în copilărie și în același timp care să compenseze părțile reprimate din voi înșivă, v-ați bizuit pe o imagine inconștientă despre sexul opus pe care v-ați construit-o începând de la naștere. Helen, soția autorului, și cu mine am hotărât că numele cel mai potrivit pentru această descriere internă este imago, care în limba latină corespunde cuvântului imagine. În mod esențial, imagoul vostru este o imagine compusă din acele persoane care v-au influențat cel mai mult de la o vârstă fragedă. Aceasta trebuie să fie mama, tata, unul dintre frați sau oricare altă persoană care v-a îngrijit. Oricine ar fi fost, o parte a creierului vostru a înregistrat totul despre el. Sunetul vocii, reacțiile, culorile, pielii și așa mai departe. Pe lângă aceste impresii, creierul vostru a înregistrat toate interacțiunile semnificative pe care le-ați avut. El nu a interpretat aceste date, ci pur și simplu a construit un model. Deci, acest imago este un ansamblu, cumva, compus din toate senzațiile, trăirile, emoțiile pe care le-am trăit împreună cu cei mai semnificativi oameni din viața noastră, imaginându-ne că partenerul care ar fi cel mai potrivit pentru noi este partenerul care întrunește aceste calități sau cât mai multe dintre ele, deci este partenerul care se suprapune peste imagoul nostru. Autorul vine iarăși cu un concept interesant și mi s-a părut iarăși util să vă dau câteva repere. Și anume acela de partener conștient și în cartea sa vorbește despre 10 trăsături caracteristice ale partenerului conștient. Și doar am să vi le enumăr, dar în carte veți găsi detaliat explicația acestor trăsături. Prima trăsătură este faptul că înțelegeți că relația voastră de iubire are un scop profund, vindecarea rănilor din copilărie. Este adevărat, este teorie pe care și eu o promovez și cred că nu putem să intrăm cu adevărat într-o relație și să iubim cu adevărat pe cineva decât atunci când ne vindecăm propriile răni, pentru că altfel nu facem decât să încercăm din nou și din nou, cu mai mult sau mai puțin succes, să nu mai trăim suferința pe care am trăit-o deja și care a fost foarte dureroasă. Vă formulați o imagine cât mai corectă despre partenerul vostru, dacă sunteți un partener conștient, da? Vă reamintesc că vă citesc trăsăturile partenerului conștient. Vă asumați responsabilitatea de a vă comunica nevoile și dorințele partenerului vostru și aici autorul vine cu o formulă care se cheamă dialogul imago, în care îi învață pe parteneri cum să-și transmită într-o manieră relațională ceea ce au de transmis fără să îl atingă pe celălalt emoțional, fără să-l rănească și fără să-l facă responsabil de ceea ce ei simt. Deveniți mai intențional în interacțiunile voastre. Învățați să acordați importanță nevoilor și dorințelor partenerului în egală măsură în care vă ocupați și de propriile dorințe și nevoi.
îmbrățișați latura întunecată a personalității voastre, pentru că fiecare intrăm în relații și cu o zonă de umbră și cu o zonă de lumină. Învățați noi tehnici de a vă satisface nevoile de bază și dorințele. Căutați în voi înșivă punctele forte și abilitățile care vă lipsesc. Deveniți mai conștient de dorința voastră de a fi o ființă iubitoare și completă. Și ultimul punct, acceptați că este dificil să puneți bazele unei relații de iubire durabilă, pentru că, da, o relație presupune un efort constant, un efort destul de semnificativ și, așa cum îmi place mie să spun, din păcate nimeni nu ne învață să construim relații, să întreținem relații, să hrănim relații și să închidem relațiile sănătos atunci când ele devin mult prea dificile pentru noi. Hendrix vorbește de asemenea de un spațiu care se află între noi partenerii. Acest spațiu eu îl și vizualizez printr-o eșarfă, pentru ca să fim cu atât mai conștienți de existența lui. Cartea care se vrea a fi un ghid pentru cupluri vine cu o serie de exerciții foarte interesante. La final, exerciții pe care vi le recomand pentru că pot să releve, pe de-o parte, imagoul pe care îl aveți, dar și cum reacționați la ceea ce imagoul celuilalt strânește în voi, care sunt mecanismele voastre de interacțiune, care sunt zonele voastre de umbră. Prin urmare, exercițiile de la finalul cărții pot să fie realmente interesante și s-ar putea să vă releve informații pe care nu le știați despre partenerii voștri. Așa că, da, vă recomand cartea Primește iubirea pe care o dorești, precum și celelalte titluri semnate de același autor. Mulțumesc!